Vorbind de perioada imediat următoare, ar fi trebuit să se desfășoare zilele Comunei Cordun, o tradiție de ceva vreme acum. Zilele Comunei Cordun și Hramul Satului Pildești, deci, în general, se desfășoară în luna augustă, dar dat fiind faptul că anul acesta am trecut peste această perioadă grea și întreaga societate românească a trecut peste această perioadă, peste această pandemie, pentru a preveni această pandemie și la nivelul Comunei Cordun, am luat decizia ca în cursul anului 2020 să anulăm aceste zile ale Comunei Cordun și sărbătorile care se desfășurau cu ocazia hramului din satul Pildești. În contrabalanță m-am gândit pentru a ajuta, dat fiind faptul că am hotărât să nu mai efectuăm aceste sărbători la nivelul comunei pentru anul 2020, am considerat că este normal, dat fiind faptul că și toți elevii de pe raza Comunei Cordun acum la ora actuală practică școala online, în partea a doua anului, în luna august, să achiziționez câte o tabletă cu internet pentru fiecare elev de pe raza Comunei Cordun. Îmi doresc ca și administrația publică locală să fie solidară cu toți elevii care efectuează cursuri online și dat fiind faptul că s-ar putea prelungi perioada de pandemie, am hotărât ca în partea a doua, în prima parte, cel puțin în luna august, să achiziționez câte o tabletă pentru fiecare copil care desfășoară școală online de pe raza Comunei Cordun. Indiferent de situația financiară. Indiferent de situație, pentru că, vedeți, noi astră, ca și primar, am analizat foarte mult situațiile. Sunt familii cu potențial financiar, dar sunt familii, aceste familii cu potențial financiar, cred că dețin un laptop, dețin o tabletă, dețin un telefon. În această perioadă e adevărat că foarte mulți părinți nu au fost la serviciu și foarte mulți dintre copii au făcut lecțiile de pe telefonul părinților. Am considerat că este nu știu dacă sunt familii care au 3 laptopuri în casă sau 3 tablete în casă, ca vorba aia, au 3 copii. Cred că este normal, așa cum eu mi-aduc aminte când mergeam la școală și primeam rechizitele la începutul anului, să fiecare copil de pe raza comunei să primească câte o tabletă, să, precum primeam abecedarul, și la finalul anului să predea școlii acea tabletă, urmând ca școala la rândul ei să o pună la dispoziția următorilor copii care vor începe școala în anul următor. Să fie efectiv ca o carte care o primești din partea școlii și pe care o predai la finalul anului, o tabletă dotată cu internet, astfel încât și pe parcursul anilor, chiar dacă vom trece și peste această perioadă grea, să profesorii, învățătorii să aibă posibilitatea de a practica și școala online cu toți copiii. Acum, nu vreau, îmi doresc ca să nu punem foarte multă presiune pe cheltuielile bugetare ale familiilor, vreau ca din partea Consiliului Local, din partea primăriei, din partea administrației publice locale să punem la dispoziția tuturor copiilor aceste tablete dotate cu internet. Puteți estima un număr de tablete? La nivelul Comunei Cordun avem în jur la 700 de copii la școli. Voi efectua un inventar 100% pentru că anul acesta nu mai intră în calcul clasa 8-a, dar urmează să intre în calcul clasa 1-a. Vom vedea 100% în jur la vreo 700 de tablete cu internet pe care le vom pune la dispoziția copiilor de pe raza Comunei Cordun. Așa cum am spus, în luna august îmi doresc ca la începutul anului școlar, dacă va fi început fizic, vom pune fizic la dispoziție, dacă nu, pe parcursul începutul anului școlar, părinții împreună cu copiii se deplaseze în număr cât mai restrâns pentru a preîntâmpina dezvoltarea, pentru a preîntâmpina orice problemă la nivelul comun, se deplaseze la școli și să-și ridice aceste tablete. Porniți o tradiție care o să fie cumva obligatorie de acum în fiecare an, pentru că tabletele se uzează moral odată cu trecerea timpului. E adevărat că se uzează moral, dar nu se uzează an de an. Cred că orice telefon, orice tabletă ține 2-3 ani, urmând ca după 2-3 ani să mai achiziționăm altele. E clar că automat, din punct de vedere al performanțelor, apare și uzura morală pentru aceste lucruri. Sper ca să fie o idee bună în contrabalansul cu evenimentelor din luna august la nivelul Comunei Cordun.